Știi? Hai să mergem apropo de ce e contra regulilor, cel puțin, pe care le știm noi. Vine cu fiul din Italia, a plecat singură cu copilul în Italia, a lucrat acolo la o echipă de fotbal. Se întoarce în țară și în aeroport îl cunoaște pe cetățeanul cipriot care îi va deveni soț. De altfel, singurul soț cu acte de până acum din viața ei. Deci îl cunoaște în aeroport pe un bărbat despre care știe că este dependent de droguri. Știai că este? Da, mi-a spus. Violent. Dar care îți iubea fiul? Dar care îți iubea fiul? Ai crezut că îl poți schimba și că îi poți tăia dependența asta de droguri? El a făcut schimbări uriașe atunci când noi doi am început relația. Prima oară când m-a invitat la el, casa lui era o vilă de lux, un hotel pentru prietenii lui. Acolo venea cine vrea, lua ce vrea, adică plecau cu fion, cu farfurii din casa lui. Am rămas foarte uimită. Am zis, ok, dacă eu vreau să încep o relație cu tine, dacă și tu vrei, schimbă chestia asta. Eu nu accept persoane străine să vină prin casa noastră. Era și foarte gelos, am înțeles. Da, foarte curând aveam să aflu că este extrem de gelos. Nu puteam nici măcar să vorbesc cu prietenii lui. Trebuia să las capul în jos. Orice cuvânt era un prilej de ceartă, de... Cam după cât timp s-a apărut chestia asta? Foarte curând, adică la o lună după ce am început relația, era prin mai și în iunie deja eram în Cipru la plajă, iar eu m-am îmbrăcat de plajă, bineînțeles, și mi-am pus niște pantofi cu tocuri. Și el a considerat chestia asta că nu era deloc ceva normal. După cât timp v-ați căsătorit? Ne-am căsătorit la vreun an și ceva, a trecut o perioadă destul de lungă. Și ce te-a făcut să te căsătorești? Știind că după prima lună ai spus că era violent, ai descoperit gelozia, ai descoperit toate. Știa că e dependent de droguri. Exact. Da, pe de o parte, îmi doream din inimă să cred că relația asta poate să devină frumoasă și armonioasă. El, bineînțeles că îmi promitea marea cu sarea. Așa, cu timpul nevoie... am învățat să mă uit la fapte, nu la cuvinte. Aveai și nevoie cumva de familie, de o familie pentru copilul tău? Da, îmi doream din inimă să nu-mi fac copilul să treacă prin o mulțime de relații ale mele. Fiul meu își dorea din inimă să aibă un tată, își dorea să aibă o relație cu un bărbat. Și eu m-am căsătorit cu el pentru că am zis, ok, într-o relație mă gândesc că fac tot ce pot. Și am zis, ok, ăsta e ultimul lucru pe care eu mai pot să fac ca să-ți demonstrez că sunt o femeie fidelă și că vreau să fiu cu tine, că nu mă interesează altcineva. E normal să se întâmple asta? Fidelitatea nu trebuie demonstrată. Da, nu, dar exact, o femeie exact. Care știe că bărbatul are atâtea tagme. Nu e normal, dar e de înțeles. Exact. Și totuși speră să-l exact. Schimbe. E o alegere. E o alegere pe care i-a făcut-o. Eu vreau să te întreb acum ce ai învățat din această căsnicie. Păi am învățat o mulțime de lucruri. Am învățat că nu putem să schimbăm pe nimeni dacă persoana aceea nu dorește, că iubirea e minunată și că eu am nevoie să-mi fie demonstrată inclusiv pe fapte, nu doar pe vorbe. Dar trebuie să adăugăm ceva. Iubirea este minunată câtă vreme este cu dublu sens. Păi nu, eu pot să iubesc pe oricine vreau. Atâta... Păi da, vei suferi dacă nu se va întoarce. Depinde în ce spațiu o faci. Eu acum pot să mă uit în spate la relațiile mele și să... Nu știu, să-i iubesc ca pe niște ființe care au trecut prin viața mea, ca pe niște, poate pot să mă uit la ei ca la niște maestri de la care am învățat lecții foarte, foarte prețioase, pe care eu nu am ales să le învăț în alt fel. Am ales să nu învăț din cărți, am ales să nu învăț de la experiența altă. Deci n-ai niciun regret, dacă ai dat timp înapoi, n-ai schimbat nimic, ai merge pe aceleași căi. Am avut o perioadă în care, da, am zis că ok, regret anumite alegeri, însă acum consider că toate întâmplările din viața mea m-au format și m-au făcut să fiu acum un terapeut care poate să înțeleagă pe ceilalți, care nu judecă absolut pe nimeni niciodată, pentru că fiecare are povestea lui, are viziunea lui, are convingerile sale în spate și are dreptul să se exprime în modul în care dorește, bineînțeles cu consecințele de rigoare care vin și la pachet. Lecțiile ți-au adus și două suflete minunate. Wow. Apropo de asta, deci, într-o relație în care erai sechestrată, el era extrem de gelos, era dependent de droguri, tu știai asta, l-ai prins și în baie din ce am citit din documentare, voi n-aveați bani. Eu mi-am dat seama că și eu eram dependentă de el și în perioada aceea eram dependentă de suferință. Mi-am dat seama. Am înțeles. Copilul tău devenise și el agresiv, cumva violent, pentru că îl copia pe soțul tău. Da, și pentru că simțea toată starea aceea și de nervozitate, de agresivitate în aer. Cum te-ai descurcat copilul tău atunci? Cum
Am rămas foarte uimită pentru că eu îi explicam fiului meu că e important să vorbim frumos, să ne comportăm frumos între noi, că nu are voie să lovească, bineînțeles, pe nimeni, iar el începuse deja să-și lovească și prietenii. Cred că suprapusese într-un fel iubirea cu bătaia, iubirea cu loviturile. Și culmea, știi cum e, Nușa? Vreau să mergem puțin mai repede, că mai are ultima relație. Cum ai reușit să ieși din această relație? Ce te-a determinat și ce ai făcut clar, concret? Că asta poate fi o lecție. Am plecat de multe ori din relație, însă mi-am dat seama ulterior că în spate aveam foarte multe frici. Mi-era frică că o să mor de foame, era frică, nu aveam unde să merg cu copilul meu. Era o mulțime de frici, multe imaginare, câteva poate și aproape de realitate. Am tot plecat și am revenit. Și când ai plecat de tot? Am plecat de tot atunci când l-am surprins în baie, când ce obișnuia el să facă, și pentru că mi-am dat seama că atunci nu mai există nicio șansă ca el să se schimbe și ca lucrurile să se îmbunătățească în relație. Făcusem tot ce se putea. Dar tu între timp ai păstrat legătura cu prietenii, cu familia, adică aveai suport din partea celorlalți ca să poți să faci gestul ăsta? Am prieteni extraordinari. Adică unde ai plecat cu copilul când atunci ai plecat de la ei? Nu consider că viața mea eu trebuie să mi-o pun în cârca părinților mei. Nu. O femeie în poziția aia, vorbind de momentul în care tu ai plecat, da? Face gestul ăsta în momentul în care simte că are susținere din partea prietenilor. Am simțit, mi-am pus niște întrebări foarte importante. M-am gândit, dacă eu mai stau în relația asta, ce se întâmplă cu mine peste 10 ani? Și m-am văzut la spitalul de nebuni. Okay. Am stat în relația asta, bineînțeles, având o mulțime de motive. Sunt și idealistă, credeam în iubire, credeam în schimbare. Pe lângă faptul că mă susținea în toate actele de, mă rog, am făcut o fel de programe de educare pentru familii defavorizate. Mă susținea în direcția aceasta, dar era prea puțin, eu vreau mult mai mult. Vreau și armonie, nu doar de fațadă și o imagine frumoasă în lume. Mi-a fost extrem de greu să trec de la o vilă cu 3 etaje, să merg, să mă mut într-o cameră, într-o singură cameră. Mi-am permis cu chirie, am stat în gazdă, de fapt. Da, a fost o schimbare. Dar cum de chiar cu soțul tău? Soțul tău cu acte, singura căsnicie de altfel pe care ai avut-o până acum, nu ai făcut un copil chiar cu soțul tău și ai făcut copii cu alți bărbați cu care ai avut niște relații mai mult sau mai puțin de durată. E interesant, el își dorea foarte mult un copil cu mine. Și n-ar, se ruga pe la toate mănăstirile. Slavă celui că mi-a respectat dorința. Am spus, nu vreau să rămân însărcinată. Și i-a zis, ok, pot. Păi, dar ce cu psihoterapeutul de după? Ai vrut să rămâi însărcinată? Nu am vrut, dar doar că el nu mi-a respectat dorința. Am înțeles. Okay. Dar